Vă invit să vă ridicați pentru puțin timp și voi da citire la un singur verset din Psalmul 34, versetul 4. Psalmul 34, versetul 4. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, după cum ați observat, duminică am avut acea temă frumoasă, importantă, de rugăciune. Frații păstori au dat îndemnuri, au vorbit despre rugăciune și în seara aceasta aș vrea să primim împreună la versetul acesta care ne vorbește despre acest om al lui Dumnezeu, David, care scrie acest psalm 34. Psalmul 34 este unul din psalmii foarte cunoscuți. De atâtea ori am auzit, citindu-se la timpul de rugăciune, acest psalm sau porțiuni din psalmul 34. Am auzit cântări care au fost compuse pe baza acestui psalm. Fratele Ovidiu, regretatul cântăreț, a compus una din cântările care se cântau foarte des în bisericile noastre, din psalmul 34. Vedeți, de multe ori noi citim acest psalm, ne uităm în el, îl analizăm, vedem anumite lucruri frumoase, importante. Eu m-am oprit în mod deosebit în această seară și mă rog lui Dumnezeu și cu ajutorul lui vreau să transmit un mesaj din pasajul acesta. Și mesajul pe care îl voi transmite l-am intitulat De ce este important să-L căutăm pe Dumnezeu? De ce este important să-L căutăm pe Dumnezeu? Vedeți, există mai multe forme de a-L căuta pe Dumnezeu. Unii îl caută pe Dumnezeu poate într-o mănăstire, alții îl caută undeva într-o biserică, alții îl caută pe Dumnezeu contemplând, știu eu, ceva din universul acesta sau poate un lucru creat și vedem adeseori oameni stând în fața poate unei icoane, în fața unei statui, alții într-o parte, alții în alta, alții îl caută pe Dumnezeu în filozofie, alții îl caută pe Dumnezeu în știință, alții într-o parte sau alta. Însă, vedeți dumneavoastră, sunt oameni care, într-un mod deosebit, îl caută în rugăciune. Rugăciunea este una din modalitățile prin care omul se apropie de Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu. Se roagă lui Dumnezeu, cere lui Dumnezeu și cred că forma asta este una din cele mai des întâlnite. Și ne rugăm. Ne rugăm la biserică, ne rugăm când ne sculăm, ne rugăm când mâncăm, ne rugăm când ne culcăm, ne rugăm când avem probleme, când avem deosebite situații, venim și îl căutăm pe Dumnezeu. Ba, încă ceva important spune la un moment dat David, într-unul din psalmii pe care el îi scrie, și în psalmul acesta David spune ceva interesant. Și auziți cuvântul acesta care spune în felul următor din psalmul 27, versetul 8. Da, citim și 7 ca să înțelegem contextul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Observați? Inima îmi zice, câteodată centrul ăsta de comandă, nu, al ființei umane, îl face pe om să-L caute pe Dumnezeu. Vedeți? Noi îl căutăm pe Dumnezeu și adevărat
Poate atunci când ajungem undeva în desișurile astea ale vieții, când poate ne încurcăm undeva, când lucrurile nu ne merg bine, când problemele cu care ne confruntăm sunt atât de mari, când bolile poate pun stăpânire pe trupurile noastre, nu? Când avem anumite situații cu care ne confruntăm, când avem de rezolvat ceva, nu? Când îs examene, când, știu eu, vrea cineva să ajungă undeva într-un loc, să atingă scopul, nu? Are un scop anumit în viață. În mod deosebit, atunci oamenii îl caută pe Dumnezeu. Dacă ne uităm la Psalmul 34, aici cuvântul Domnului ne arată că David alcătuiește acest psalm când a fost într-o stare mai deosebită în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el, nu? O situație complicată pentru David. Era la filisteni. Pe de o parte fugea de Saul, pe de altă parte dă de filisteni și se încurcă lucrurile. Și atunci el îl caută pe Dumnezeu. Dragii mei, vedeți, din toate situațiile astea, un lucru iese, ci ceva ce ne încurajează și ceva ce ne face să ne dăm seama că există putere în rugăciune. Ilie se roagă lui Dumnezeu și ați văzut duminică pasajul acela care ne arată, da? Ne-a arătat într-un mod deosebit că Ilie a primit răspuns la rugăciune atunci când s-a rugat ca Dumnezeu să lase ploaia. Și ploaia a venit. După 3 ani și jumătate, oamenii au avut ocazia din nou să vadă că Dumnezeu îngăduie ploaia. Ei, aș vrea în această seară să vedem câteva lucruri despre acest mesaj. De ce este important să-L căutăm pe Dumnezeu? Mai întâi de toate, aș vrea să observăm acest lucru. Oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt în atenția Lui. Auziți? Oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt în atenția Lui. Poate am zice noi, dar chiar așa? Să fii în atenția Lui Dumnezeu? Tu poate un necunoscut pe care nu te bagă nimeni în seamă, nu? Noi suntem atât de sensibili și am vrea ca cineva să ne bage în seamă, să ne acorde atenție, nu? Și oamenii sunt așa de ocupați încât poate trec câteodată pe lângă noi, nu să ne salute, dar nici nu răspund la salut. Nu? Sunt oameni care, mă rog, au un anumit stil de a lor, de a se purta, nu? Merg și ei, poate așa, cu capul în pământ, nu interesează, sunt unii care, mă rog, sunt așa, în lumea lor, cum zice Eminescu, mă simt nemuritor și rece, nu? Sunt și din ăștia, așa, ca în lumea lui, nu? În lumea mea mă simt nemuritor și rece, zice el, nu? Sunt anumiți oameni care cred că universul lor e doar atât cât ei și îl marchează și nu interesează absolut de nimeni, nu? A fost și titlul unui roman, Marele Singuratic, și din ăștia sunt, nu? Ei, sunt fel și fel de situații cu care oamenii se confruntă sau se găsesc și tu ești unul care poate cauți pe cineva care să te înțeleagă, cauți pe cineva, cum zicem noi, să te bagi în seamă și nu te bagă, nu? Însă, observați dumneavoastră, am făcut următoarea afirmație. Oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt în atenția Lui. Vă rog, puneți Psalmul 14 cu versetul 2. Psalmul 14, versetul 2. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Nu, ce ziceți de asta?
Dumnezeu se uită din înălțimea cerurilor și se uită peste fiii oamenilor și peste ăștia din Sighet și peste cei din Maramureș și din România și din Ucraina și din cine știe ce colțuri îndepărtate ale lumii. Pentru că Dumnezeu cunoaște totul, știe totul, vede totul, e prezent peste tot. El e Dumnezeu. El nu e limitat nici de un spațiu, nici de timp. El este pretutindeni, că El e Dumnezeu. Prin El au fost create lumile văzute și nevăzute, nu? Tot ce vedem și ce nu vedem, da? Toate au fost create prin El. Și observați, cuvântul lui Dumnezeu spune că El se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor. Și să vadă, adică El cercetează, e vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu? Foarte mulți oameni nu-L caută pe Dumnezeu. Oamenii caută plăceri, caută distracții, caută baruri, caută cluburi de noapte, caută distracții, caută tot ce vrei. Așa de puțini oameni îl caută pe Dumnezeu. Și acei oameni care îl caută pe Dumnezeu, Biblia spune, sunt în atenția Lui. Vreți să fiți în atenția lui Dumnezeu? Să fii în atenția lui Dumnezeu este ceva deosebit de important, nu? Cândva vă spuneam aici despre un interviu pe care eu îl citisem cu mulți ani în urmă, era undeva într-un almanah, convorbiri literare. Și în almanahul respectiv era o convorbire între fostul președinte al Franței, Charles de Gaulle, și ministrul culturii din acea vreme, renumitul scriitor André Malraux. Și în discuțiile pe care ele poartă, ele discută despre diferite subiecte, despre probleme, vă dați seama, politice, probleme globale, probleme cu care oamenii se confruntă. Nu mai țin minte toate câte le-am citit acolo. Însă ceva mi-a rămas așa întipărit în minte. Și eu știu și anul în care l-am citit, acestea, poate aș spune și luna, undeva în 1988, am dat de aceste lucruri. Și auziți ce spune la un moment dat președintele către scriitor. Vorbind de problemele astea, greutățile cu care oamenii se confruntă, că unul n-are timp, că celălalt n-are timp, că unul e prea ocupat, că unul are situații deosebite și nu știe la cine să apeleze. Și auziți ce spune președintele, zice, în ceasul greu, când nu știi încotro să apuci, privește în sus, acolo nu e înghesuială. Auzi, am stat și cuvintele astea, eram prin comunism, au fost pentru mine ceva care m-au făcut să înțeleg că totuși există oameni în lumea asta, indiferent de rang, de funcție, nu? Indiferent de pregătire, care totuși își dau seama că în universul acesta există cineva deasupra noastră. Există cineva care conduce lumea asta, există cineva la care pot să apelez chiar și atunci când nimeni nu-ți mai acordă atenție. Și acest Dumnezeu mare și sfânt îți acordă atenție. Slăvit să fie El! Ca să poți experimenta puterea asta, rugăciunii, să vezi rezultate, să vezi pe Dumnezeu intervenind, e foarte important să poți să-L cauți pe El, să poți să vii la El cu problemele, cu nevoile, cu greutățile cu care te confrunți. Asta ne spune David. Vedeți, problema lui nu era una deloc simplă. Era un fugar, era, dacă vreți, un om hăituit de către Saul, cu toate că el repurtase o victorie deosebită, scăpase țara, nu, de la un dezastru în vremea respectivă, când Goliat provocă pe oștenii, chiar pe împăratul lui Israel, și nimeni nu cuteză să meargă să lupte împotriva lui. Și acest, am putea spune, băiețandru cu pârbălai, riscă tot, am putea spune. Că frații lui l-au ocărât, cum vrei să te duci tu să te lupți? Toți se uitau la el și mai ales când a dat și hainele alea de luptă și s-a dus cu o praștie în mână și a luat niște pietricele,
Vă mai aduceți aminte și Goliat ce i-a spus. Însă omul ăsta a mers în numele Domnului Dumnezeului oștirilor. Și a repurtat acea victorie mare care a adus Israelului, dacă vreți, ceva la care nu se aștepta nimeni. O mare, o mare victorie și el un mare, mare erou. Dar în același timp, în urma aplauzelor, dacă vreți, în urma ovațiilor, în urma aprecierilor de care a avut David parte, Saul a început să-l urască. Și de atunci începe calvarul acestui om, care, chiar dacă a fost ginerele lui, prietenul fiului său, trebuia să fugă și să caute să scape viața. Ei, acest om ne e un exemplu. Când situație limită, când nu știi încotro să apuci, când nu știi la cine să te duci, există totuși cineva căruia îi pasă de tine. Omul ăsta ne spune ceva din experiența lui, omul acesta ne vorbește ceva ce a experimentat el. El nu vine să spună că am auzit pe ăla sau pe ăla. Nu, el zice personal, eu am căutat pe Domnul. Mărit să fie Domnul. De ce e important să-L cauți pe Dumnezeu? Pentru că oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt în atenția Lui. Asta arată că Dumnezeu analizează viața noastră. El se uită la noi, El se uită absolut la tot ce facem noi, El se uită, dacă vreți, la atitudinea inimii noastre, El se uită cum îl căutăm pe el, că mulți zic, păi eu l-am căutat. Unii gândesc că au făcut așa o rugăciune superficială, au venit înaintea lui Dumnezeu cu câteva lucruri și gata, eu am căutat pe Domnul. Însă vedeți dumneavoastră, în căutarea asta lui Dumnezeu, trebuie să nu venim oricum, ci trebuie să venim exact cum spune Ieremia când îi învață pe acei izraeliți într-o situație grea în care ei se găseau. Vă aduceți aminte de acea, dacă vreți, prigoană care a venit asupra evreilor și care s-a terminat la un moment dat cu ducerea lor în exil, exilul babilonian. Și deja sunt niște oameni undeva pe teritoriul Babilonului, duși ca robi, și Ieremia le trimite o scrisoare. Și când le trimite scrisoarea aceasta în cartea Ieremia, capitolul 29, uitați-vă, vă rog, aici sunt câteva cuvinte pe care noi le vom citi. Chiar de la versetul 11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Observați, Dumnezeu e preocupat de viitorul nostru. Pe Dumnezeu îl interesează viața noastră, trăirea noastră, toate astea ne arată că suntem în atenția Lui. Și acum auziți aici cuvântul acesta care spune așa, 12. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta, ziceți, cu toată inima. Ei, observați? În căutarea asta lui Dumnezeu, trebuie să ținem cont că El cunoaște inima. El cunoaște forul lăuntric care ne guvernează viața. Și El privește acolo. Știți că Dumnezeu se uită mai întâi de toate la inima. El se uită pentru că El o cunoaște. Cine poate să cunoască inima omului, nu? Tot Ieremia spune, eu Domnul, cercetez inima și rănunche, nu? El cunoaște inima omului și El se uită la inimă. El vede exact care sunt motivațiile noastre. El vrea să vadă ce vrem noi să facem, nu? El care cunoaște viitorul nostru, știe absolut fiecare lucru. El vede cum venim înaintea Lui. Unii vin, dar așa, vin așa, de formă poate, vin așa repede să-și rezolve problemele lor, cum zice românul, să se vadă cu saci în căruță și apoi își văd de treaba lor. Am văzut fel și fel de situații. Însă, dacă omul vine sincer
înaintea lui Dumnezeu și îl caută din toată inima, observați, Dumnezeu ne spune ceva foarte important, că mă veți găsi, Doamne ajută! Și de aici o să plec mai departe. Deci este important să-L căutăm pe Domnul. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că oamenii care îl caută pe Domnul primesc răspuns din partea Lui. Observați, primesc răspuns din partea Lui. Observați versetul acesta 4. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Și mi-a răspuns. Observați, Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre. El promite lucrul acesta, că va răspunde. Avem noi versetul acesta preferat, nu? Psalmul 50, versetul 15, nu? Toți îl știți. Și unii chiar au zis că ăsta e ca și cum e 112. Și sun pentru anumite intervenții, numărul de telefon la Dumnezeu este 5015, nu? 5015, nu? E mai lung decât 112, dar au zis, ăsta-i, nu? Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Observați? Cheamă-mă în ziua necazului, tu mă vei... Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Observați, garanția aceasta că Dumnezeu răspunde. Nu? Dacă ne uităm în cuvântul Scripturii, am făcut apel la versetul acesta de câteva ori, nu? Din tot Ieremia 33, versetul 2 și 3. Uitați-vă aici ce spune Domnul. Așa vorbește Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzește și le înfăptuiește, El al cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Observați, Dumnezeu promite că va răspunde la rugăciuni. Ei, de aceea vedeți cât de important este să-L căutăm pe Domnul. Și când îl cauți pe Domnul, ai promisiunea asta că El va răspunde. De aceea este important ca noi să-L căutăm pe Domnul. Spuneam, avem atâtea probleme, avem atâtea nevoi, ne confruntăm cu tot felul de situații. Ce facem? Vedeți cât de important este să-L cauți pe Dumnezeu. Oamenii caută iertarea păcatelor. Și se duc în stânga, se duc în dreapta și văd că nu primesc nicio ușurare. Pe câți oameni n-am știut, de câți oameni n-am auzit, că au mers, s-au simțit copleșiți de vinovăție, păcatele au apăsat asupra conștiinței lor, au căutat în stânga, în dreapta să primească iertare, nu? Să primească ușurare, să primească liniște. Și numai de nicăieri nu venea, pentru că nu făceau ce trebuie. Singurul care poate răspunde este Dumnezeu. El poate să intervină și păcatele nu poate să le ierte nici preotul, nu le poate ierta nici pastorul. Singurul care poate să ierte păcatele este Cel care a murit pentru păcatele noastre. Numele Lui este Iisus Hristos, slăvit să fie El. El e singurul mântuitor. Nu există alt mântuitor. Unii bieții caută iertare la Sfântul Anton, la Sfânta Marie, caută, contemplează, cum spuneam, în fața unei icoane, în fața unei statui care reprezintă pe cineva și vor iertare. Dar în Biblie ni se spune atât de clar că singurul nume în care putem să fim mântuiți este numele lui Iisus Hristos. Uitați-vă, când citim în Faptele Apostolilor, și acest cuvânt este cunoscut de mulți dintre dumneavoastră și știți când Apostolul Petru spune în nimeni altul nu este mântuire. Fapte 4:12, uitați-vă. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim
mântuiți. Observați, dar știți de ce spune asta? Uitați-vă în versetul 10. S-o știți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Și dacă Petru asta spune, eu stau și mă întreb de ce oamenii se duc să se roage lui Petru. I-am vizitat cândva catedrala Sfântul Petru din Roma și o statuie impozantă la intrare acolo în catedrală și oamenii merg și ating piciorul, degetul mare al lui Petru, în statuie turnată în metal și fiecare om stau la rând și ating. Mă rog, de câte ori o fi refăcut degetul, nu știu, dar se vede că e tocit, că fiecare nu va pune degetul și vine și are nădejdea că o să fie iertat, să se atingă de acea statuie, observă? Și eu stau și mă gândesc, și acolo sunt oameni care citesc aceeași Biblie pe care o citim noi, și oamenii ar putea să ia Biblia și să înțeleagă că Petru a zis, în nimeni altul nu-i mântuire, căci nu-i dat sub cer un alt nume în care oamenii trebuie să fie mântuiți. Și totuși oamenii merg, ating și cred că pot să fie mântuiți. Caută mântuire, caută iertarea păcatelor, caută rezolvarea problemelor, caută să poată fi eliberați dintr-o situație, dar nu merg la cine trebuie. Aș vrea în această seară să putem înțelege că există putere în rugăciune atunci când vin înaintea lui Dumnezeu. Atunci când vin înaintea lui Dumnezeu, tu ești în centrul atenției Lui. Și dacă îl chem din toată inima, Dumnezeu promite că va da răspuns la rugăciunile noastre. Mi-aduc aminte, îmi vine în minte o întâmplare din viața acestui mare om al lui Dumnezeu, Moody. Omul acesta care a crescut ca orfan, mi se pare, acum să nu greșesc exact câți ani avea când i-a murit tatăl, dar în orice caz rămăsese 9 copii. Toți erau cam micuți. Și în momentul în care deja a avut loc înmormântarea, rudele atât din partea soției care a rămas, cât și din partea soțului care a plecat, s-au gândit cumva să rezolve problema aceasta. 9 copii, cum să-i crească o femeie văduvă singură. Și oarecum au încercat să-i împartă pe unul, pe altul, să-l ia cu tare și așa mai departe. Și mama asta, care era o adevărată mamă, se gândise pe care să-l dau și pe care să-l opresc. Și era așa de necăjită. Și la un moment dat rămăsese singură cu copiii și urma să se ducă planul la îndeplinire, dar ea s-a hotărât să-L caute pe Dumnezeu, să caute la Dumnezeu ajutorul și sprijinul. Și a zis, Doamne, eu mă rog Ție, mă rog și Te chem, dă-mi înțelepciune, dă-mi lumină, învață-mă ce să fac ca să pot să știu cum să ia o decizie corectă cu privire la copiii aceștia. Gândiți-vă care e probabilitatea să iei o Biblie cu 1200 și ceva de pagini și să spui, Doamne, unde o voi deschide și voi pune degetul, voi ști că prin cuvântul acela îmi vorbești. După ce ea s-a rugat, a deschis Biblia și cu ochii închiși a pus degetul pe un verset. Și observați, versetul era din Ieremia 49 cu 11. În biografia pe care cineva a scris-o, viața nu, a lui Moody, am citit aceste lucruri. Și observați ce răspuns i-a dat Dumnezeu. Lasă pe orfanii tăi, eu îi voi ține în viață și văduvele tale să se încreadă în mine. Acesta a fost cuvântul lui Dumnezeu pentru ea. Și vreau să vă spun că i-a lăsat pe toți cu ea,
i-a crescut, cum i-a crescut, e că Dumnezeu a ajutat-o, a sprijinit-o și unul din acești copii pe care i-a crescut ea a devenit unul din cei mai mari predicatori din toate timpurile, am putea spune. Un mare predicator care a fost folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit. Se adunau zeci de mii de oameni care l-ascultau, au fost și mulțimi de 100.000 de oameni care se adunau să audă cuvântul lui Dumnezeu. A avut loc o mare trezire în Chicago, chiar și pe teritoriul Marii Britanii. După ce a predicat Evanghelia, a vestit cuvântul lui Dumnezeu, s-au adunat oameni cu o pregătire teologică înaltă, oameni care au purtat o discuție și la un moment dat l-au întrebat, după ce au văzut cum îl folosește Dumnezeu, cum de se întorc atâția oameni și în discuția aia pe care o avusese el cu ei undeva într-o clădire, la un moment dat răspunsul lui era următorul, i-a chemat la geam. Și a zis, ce priviți acolo când vă uitați pe geamul ăsta? Și a zis, vedem una, vedem alta, unul a văzut una, unul a văzut alta, și așa mai departe. Și apoi la un moment dat l-au întrebat, dar tu ce vezi? Zice, eu văd o mulțime de oameni care mor în păcat și care are nevoie de mântuire. Și eu, acestor oameni trebuie să le spun despre mesajul mântuirii, mesajul iubirii, ca ei să vină să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu iubește și le oferă o șansă. Vedeți, v-am spus lucrul acesta așa, ca o paranteză, pentru că subiectul este de ce este important să-L căutăm pe Dumnezeu. Uitați-vă de ce este important, pentru că oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt în atenția Lui și în al doilea rând, oamenii care îl caută pe Dumnezeu primesc răspuns din partea Lui. Ați primit răspuns? Sunt oameni care pot spune, am primit. Sunt oameni care pot confirma lucrul acesta. Eu pot confirma, atâția alții, că Dumnezeu a intervenit. De aceea vă încurajăm pe toți. Căutați pe Domnul. Și spune prorocul Isaia în capitolul 55, versetul 6, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Chemați-L câte vreme este aproape. Măriți să fie El. Și în al treilea rând. Și cu aia voi încheia. De ce este important să-L chemăm pe Domnul? În al treilea rând, oamenii care îl caută pe Domnul primesc izbăvire din partea Lui. Observați? Primesc izbăvire din partea Lui. Uitați-vă, Psalmul 34, versetul 4, ultima parte spune așa. M-a izbăvit din toate temerile mele. Știi ce importantă este izbăvire? Ăsta e de altfel semnul cel mai important. Pentru că poți primi răspuns la un moment dat și zic oamenii, uite, m-a ajutat, mi-am rezolvat problema, am luat examenul, am trecut cu bine, știu eu, printr-o situație și mai departe. Nu, s-a atins de mine, dar ați văzut oameni care după aceea își văd de treaba lor. Să duc fiecare într-o parte sau altă. Însă, ceea ce spune aici David este foarte, foarte important. Că oamenii care îl caută pe Domnul primesc izbăvire. Și observați ce mai spune acolo. Din toate temerile mele, avea temeri David, multe. Temeri că îl va vinde unul din suita lui. Temeri că îl vor prinde soldații lui Saul, care erau pe urmele lui. Și știți bine că au intrat și în peșteră și peste câte, câte probleme l-a avut David în situațiile astea. Însă el spune, Domnul m-a izbăvit din toate temerile mele. În viața asta pe care noi o trăim, vreau să vă spun, cheia de control pentru un om care îl caută pe Dumnezeu și mai apoi când, mă rog, el e în atenția lui, Dumnezeu îi răspunde, dar ceea ce poți vedea și poți înțelege că s-a stabilit între acel om și Dumnezeu o relație este pe temeiul ăsta al izbăvirii. Și anume, când vezi oameni care îl caută pe Dumnezeu și Dumnezeu intervine în viața lor,
El caută din toată inima, poți vedea izbăviri. Izbăvirea din fel și fel de, dacă vreți, păcate. Izbăvire de vicii. Izbăvire, nu, sunt unii care au ajuns să fie dependenți de alcool. Și nimeni nu-i poate scăpa. Îi duc la centre din astea de dezalcoolizare și nimeni nu poate face nimic. Însă observați cum Dumnezeu Sfântul, pe oamenii sinceri care îl caută, îi scapă și îi izbăvesc. Și omul izbăvit trece pe lângă, eu știu, bufet, trece pe lângă oameni care beau și el n-are nicio problemă. Dumnezeu l-a izbăvit. Ați auzit pe fratele Cristi Ionescu, care ne-a vorbit de modul cum l-a izbăvit pe tatălui de tutun, de țigări. Nu? Sunt oameni pe care Dumnezeu i-a izbăvit. Aici, în biserica noastră, cu câțiva ani în urmă, l-am tradus pe un pastor, acum este el, un tânăr frumos. Eu m-am întâlnit anul acesta la o conferință în Cernăuți. El acum se ocupă de niște frați refugiați din zonele respective și slujește. Dar el slujea acolo în zona aia unde acum este război și omul ăsta era dintr-o familie bună, dintr-o familie care, mă rog, era cineva, erau cineva în lumea asta, dar el, tânăr, a căzut în anturajele astea unde, mă rog, cu drogurile, cu toate astea, a ajuns la un moment dat pur și simplu să-și ruineze viața. Părinții au încercat toate formele, să-l scape, să-l ducă la tot felul de centre și nicăieri nimeni nu l-a putut ajuta. Nu știu câți vă aduceți aminte, pe atunci nu se înregistra la noi, dar el mărturisea cum l-a izbăvit Iisus. L-am tradus și la Satu Mare, am purtat discuții cu el și acum mă uit la el așa și vezi modul cum l-a schimbat Dumnezeu. Eram anul acesta și sunt aici frați care au fost cu mine undeva în Boreslav, aproape de Lvov. E acolo un păstor care face o lucrare deosebită cu oameni care, mă rog, au fost dați deoparte, la marginea societății. Și acum, din oamenii ăia, iarăși, care erau pur și simplu droguri, alcool, ceva de nedescris, și își povesteau viața. Unii dintre ei acum slujesc, vă aduceți aminte. Oamenii ăia schimbați, unii dintre ei au ajuns să fie diaco. Când s-au filmat, mă rog, s-au și filmat, unul era fiu de mare om și n-a vrut, a zis să nu vadă, mă rog, cineva să audă că a pronunțat că tatălui era într-o funcție înaltă, da? Și pe acești oameni Dumnezeu i-a izbăvit. Te uitai așa pe chipul lor și vedeai bucuria aceea a izbăvirii, că a intervenit Dumnezeu, slăvit să fie numele lor. Câte n-ar putea fi? Sunt aici mulți care ar putea mărturisi, nu? Modul în care Dumnezeu i-a izbăvit. Pe unii izbăvește de un lucru, pe alții de alt lucru și aici se poate vedea puterea lui Dumnezeu. Cum l-a izbăvit bunoară pe Zacheu, care îl căuta pe Iisus, nu? Și când intră Iisus în casa lui, omul ăsta care era rob al banului, nu? Rob al averilor, nu? Zice, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor, iar dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi. Cum? Împătrit. Ei, aici se poate vedea puterea lui Dumnezeu. Închei aici, Domnul să vă binecuvânteze, mă rog ca mâna cea bună a Dumnezeului nostru să fie și să rămână cu noi toți. Observați de ce este important să-L căutăm pe Dumnezeu, avem suportul biblic, primul răspuns, pentru că oamenii care îl caută pe Dumnezeu sunt în atenția Lui. În al doilea rând, primesc răspuns și în al treilea rând, primesc izbăvire. Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne rugăm, să ne închinăm înaintea Lui, să cerem ajutor și dacă în seara asta cineva în mod deosebit vrea să vină înaintea Lui Dumnezeu și vrea să-L caute din toată inima, dacă e cineva care într-un mod deosebit simte nevoia ca Dumnezeu să-i dea răspuns la rugăciune, să intervină în viața lui, dacă cineva în mod deosebit vrea să primească izbăvire, auziți, primul pas e să-L cauți pe Dumnezeu și ești în atenția Lui.
dar să-L cauți din toată inima. Dumnezeu promite că va răspunde. Și apoi observați, Dumnezeu oferă izbăvire. Dacă cineva vrea în mod deosebit să ne rugăm pentru el, are nevoie de ajutor într-o problemă, într-o situație. Dacă cineva are nevoie de o izbăvire, din toate temerile, spune acolo, poate teama de viitor, teamă de război, nu? Chiar aș vrea să ne rugăm și episcopul Panoci, cum a sunat luni înainte de a avea noi evanghelizare, și a zis, frate Simeon, pune bisericile, spune să se roage, că, așa cum zic ucrainienii, veleca zahroza, idea nad name, vine așa o groza cuprins, pentru că au zis că se tem să nu-i atace și de acolo, dinspre Belorusia. Și există așa o frică, o frică, o teamă. Numai Dumnezeu a zis că poate să ajute și ne-am rugat și pentru asta. Dar, cum am spus, dacă e cineva care în mod deosebit poate să ridice o mână și ne vom ruga, Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să lucreze. O, Doamne, adu-te izbăvire, să dea Domnul har și binecuvântare. Amin.